credință să lăudă strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel Dumnezeiesc, luminează-ne pe noi. Domnule primar, suntem la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, de aici, din Gostinu, unde este organizată o manifestare conform unei tradiții destul de vechi, am înțeles. Despre ce este vorba? Este vorba de scurgerea celor 40 de zile de la Paște. Este vorba de înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri. Ocazie și corespunde și cu ziua eroilor în localitatea Gostinu. Cu această ocazie, câțiva ciobani din comuna Gostinu, că nu mai avem foarte mulți, 3 plus primarul, care nu e cioban, dar contribuie și el la această masă festivă, comemorativă, cum ar veni. Se taie câțiva miei, se face ciorbă de miel și felul 2, dacă ajunge din miei cu care au contribuit cetățenii, se face și felul 2. Dacă nu, se ia din comerț pulpe, cum e cazul anul ăsta. Tot astăzi am avut organizat depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor, din Parcul Eroilor. Copiii, vedeți, îmbrăcați în costume populare, au avut și un mic program artistic. Ne-am desfășurat activitatea în bune condiții și ține și timpul, noi e timpul frumos. Înțeleg că o astfel de tradiție datează de foarte mult timp. În fiecare an se întâmplă așa ceva la dumneavoastră aici. În fiecare an, cu excepția anului trecut, ca urmare a repercusiunilor COVID-ului. Dar în fiecare an, cel puțin de când eu mă știu, așa se procedează. Organizarea, am văzut că este făcută de oamenii din comună, nu există un organizator anume care să-i mobilizeze. Ei înșiși știu ce trebuie să facă. Ca și organizator există. Există un organizator din rândul comunității. Organizatorul este cel la care se pregătește acasă mâncarea, ceaoanele se aduc încoace, mâncarea se aduce pregătită aici și aici se pune farfurii și se servește la masă. Deci e imposibil ca într-un anumit loc ca lucrurile să meargă să nu fie și un organizator. Și nu mai zic că organizatorul e și primarul puțin. Fiecare an e același organizator sau este ales altul de la an la an? Nu, păi e același primar de 14 ani și același organizator, co-organizator, să zicem așa. Domnule profesor, este o zi specială, înălțarea Domnului, și cu această ocazie, ca în fiecare an, la Gostinu, aici, la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, are loc o manifestare de comemorare. Cu ce gânduri întâmpinați această zi? E o zi deosebită, atât pentru mine, la vârsta care o am de peste 70 de ani, cât și pentru întregul sat. Înălțarea este o sărbătoare care trebuie și aștept să ne facă mai buni, mai credincioși, să ne aducă sănătate și să trecem cu bine peste neîmplinirile vieții. Aș vrea și eu și copiii care sunt aici lângă mine și părinții lor să nu-și mai amintească despre anul care a trecut, anii ăștia plini de pandemie, de boală. Să trecem cu bine peste asta și cu sănătatea care o așteptăm, să ne continuăm drumul în viață, căci viața este darul cel mai mare, darul sfânt primit de la Dumnezeu. Ce le transmiteți concetățenilor dumneavoastră cu care, iată, vă întâlniți aici la această sărbătoare? Duminică de duminică mă întâlnesc cu ei aici în biserică, dar astăzi parcă e mai plină, mai vie,
și le-am transmis și le transmit în continuare un gând frumos, cu sănătate, cu împlinire, să se bucure de căldura familiei și să-L aibă pe Dumnezeu aproape, pentru că altfel așa ne simțim noi mai bine, mai puternici să trecem prin viață. Vă mulțumesc, vă urez multă sănătate și Doamne ajută! Și eu vă urez sănătate, să dea Dumnezeu să rămâneți veșnic apropiați de oameni și să le transmiteți prin posibilitățile dumneavoastră gândurile lor, așteptările lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, dragi părinte, binecuvintează. Amin. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește și ne miluiește pe noi. Amin. Amin. Dumnezeu să primească. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire.